Un microbus cu 5 pasageri a fost implicat într-un grav accident rutier în România. Potrivit presei de peste Prut, persoanele aflate în mașină sunt din țara noastră. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 8 martie, după ce șoferul moldovean a pierdut controlul volanului și s-a lovit într-un tir ce venea din sens opus. Potrivit presei de peste Prut, microbuzul în care se aflau 5 persoane ce ar fi moldoveni tracta o platformă pe care era un alt microbuz. La un moment dat, șoferul microbuzului a pierdut controlul asupra volanului și s-a lovit într-un vehicul greu ce venea din sens opus. La fața locului au intervenit pompierii și o ambulanță SMURT cu 4 echipaje ale serviciului de ambulanță județean Suceava. Salvatorii au avut nevoie de o auto specială pentru a descarcera persoanele prinse în fiarele contorsionate ale mașinii. Tot presa de peste Prut menționează că toate victimele erau conștiente și cooperante, dar cu traumatisme. Pompierii militari au transmis că dintre ocupanții microbuzului doar 3 au fost duși cu ambulanțele la spital. Potrivit polițiștilor din România, accidentul s-a produs din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a carosabilului umed. Contactați de TV6, reprezentanții Ministerului de Externe de la Chișinău ne-au spus că au făcut un demers către colegii din România pentru a afla date cu privire la accident și sunt în așteptarea unui răspuns.